Salutare și bine v-am găsit în pisieria. Astăzi vorbim despre un browser modern pentru Windows XP, se numește Supremium și este bazat pe Chromium, proiectul open source din spatele Google Chrome. Să primim este interesant din mai multe puncte de vedere, dar cel mai important lucru este faptul că acesta este bazat pe Chromium 121, care este una dintre cele mai noi versiuni de Chromium slash Google Chrome și că funcționează foarte bine pe Windows XP, la fel de bine funcționează și pe Windows Vista și pe Windows 7 și pe Windows 8.1 și în curând va funcționa și pe Windows 2000 și uite așa avem un browser modern și pe aceste sisteme de operare care nu mai sunt suportate de Microsoft. Probabil că vă întrebați de ce am avea nevoie de un browser modern pe aceste sisteme de operare, păi sunt oameni care au o, o mașină retro pentru gaming și au nevoie de descarce rapid un fișier. Ca să descărcați să primim pe Windows XP e un pic mai complicat, pentru că toate browserele așa zis moderne pentru Windows XP se împotmolesc când intră pe GitHub. Hai să vă arăt la ce mă refer. Sunt aici pe GitHub, pe pagina să primim, v-am pus un link în descriere și la Assets, pe pagina de Releases, mi se încarcă cerculețul ăsta la infinit, nu pot să-i dau download. Am încercat și pe browserul ăsta, se numește Serpent sau Basilisk, e oarecum un browser modern, am încercat și pe MyPel, n-a funcționat. Așa că am descărcat setup-ul pe o altă mașină și l-am copiat pe mașina cu Windows XP. Dacă o să încerc să rulez pur și simplu și dau dublu click, doi instal install să primim yes, o să-și extragă fișierele și la un moment dat s-ar putea să dea o eroare și da, a dat o eroare cu propsys.dll. Cum se rezolvă treaba asta? Foarte simplu, tot pe mașina cu Windows XP trebuie să aveți instalat 7-zip sau pe mașina pe care descărcați să primim, trebuie să aveți instalat 7-zip ca să extrageți fișierul de setup. Click dreapta, 7-zip, extractul, să 121 setup, se extract fișierele, mergem aici și avem mini -install. Texte, încă o dată click dreapta și încă o dată extract și se extrage din nou și acest installer. Și mergem în folderul mini installer, avem un chrome.7zip și pe ăsta îl extragem și o să ne facă un folder chrome unde o să avem chrome bin și avem chrome.exe aka să primim. Și îl lansăm, stă un pic se gândește, după care pornește browserul să primim. Ce este interesant la să primim este faptul că acesta chiar dacă este bazat pe Chromium și nu pe Google Chrome Suportă servicii Google Ceea ce înseamnă că se poate sincroniza cu contul Google Pornește un pic mai greu să primim Pentru că mașina mea cu Windows XP e un piculeț mai lentă Dar e ok După cum vedeți sign-in-ul să primim Dacă dăm pe sign-in ne putem pune cont de Google Eu nu o să fac chestia asta Nu mă interesează să dau X Și a pornit browserul Pur și simplu funcționează ca o variantă modernă de Google Chrome O să încerc să instalez Ublock Origin o să dau pe primul rezultat aici, este ultima variantă de uBlock Origin. Add to Chrome și o să ne apară acel dialog box, uitați, Add Extension. Și gata, am adăugat uBlock Origin, funcționează toate extensiile pentru Google Chrome, funcționează și pe Supreme. Sunt toate funcțiile moderne din Chrome și da, merge și GitHub-ul să vă și arăt, se încarcă puțin, dar după cum vedeți apar toate asset și putem descărca în continuare noile release-uri de Supreme e un proiect foarte interesant, mi-a strânit interesul, am zis să vi-l și vouă, noi ne vedem data viitoare cu un nou video, să aveți o zi faină!